Povestea Nucile Udăroase de Vladimir Colin. A fost odată o nucă, o nucă ei, ca toate nucile, și nuca asta creștea într-un nuc. Dar nucul nu mai era ca toți nucii. Și știți de ce? Pentru că nucul ăsta se pomenise crescând în pădure nu știu cum ajunsese acolo printre stejar și fagi dar ce știu e că acolo trăia de ani și ani de zile și uite că printre nucile pe care le făcuse era și nuca noastră ei și într-o bună zi vine un urs mare mai mare chiar decât nenea niță și se întinde sub nuc să tragă un pui de somn. Ah, ce bine o să dorm aici! Spuse ursul și se puse cu burta în sus, cu labele pe după ceafă și începu să sforăie. Sfârmâr! Sfârmâr! Tocmai atunci, creanga pe care tocmai stătea spânzurată nuca noastră, strigă veselă. Ei, nucă nucușoară, gata, poți să-ți dai drumul că ești coaptă bine. Firește, nuca nu așteptă să îi se spună de două ori. Se aruncă de pe creanga ei, fără umbrelă sau parașută, se aruncă vitejește, așa cum se aruncă nucile și drept pe nasul ursului se opri. Valeu! Răgni ursul deșteptat fără veste, dar nepricepând cel izbise, tocmai tenas, se ridică de grabă șolul la sănătoasa. – Hei, ați văzut cine sunt eu? – striga atunci nuca. – Sunt pe semne nespus de puternică, dacă până și ursul se temere de mine. Iepurele, care văzuse tot ce se petrecuse, se apropie tremurând de nucă și o rugă cu glas tins. Puternică nucă, milostivește-te de un biet iepure, să nu mă mănânci! Bine, îi răspunse nuca, de asta dată te iert, dar vei să nu mă super prea tare și să nu mai ieși înainte, că de... nu știu zău! Veverița se rugă și ea plângând. Of, of, puternică nucă, îndură-te și de biată, veveriță, nu am mâncat nici pe ea. Ia ascultați făpturi, neroade! Se supără de asta dată nuca. Ce vreți să mă lăsa să mor de foame? Păi mâine o să vină lupul și o să mă roage să-l cruț. Apoi mistresul, apoi cine mai știe care a leisprăvit? Și eu... V-ați gândit că și eu trebuie să mă hrănesc, doar sunt o nucă adevărată, o nucă puternică, o nucă... Ei, hei, ce știți voi? Iepurele și veverița o luară la fugă și vestiră înspăimântați că s-a sfârșit cu liniștea pădurii. S-a ivit o dihanie cumplită, una care pare mică și neînsemnată, dar care mănâncă urși, lup și mistreți, cum a înghiți un fir de iarbă? Toate sălbăticiunile se zăvoră în vizuinele lor, așteptând cu inima strânsă ca dihania cea cumplită să li se ivească înaintea porților. În pădure se lăsă o tăcere grea și nici măcar păsările nu se mai încumetau să cânte, iar în tăcerea aceea se auzeau când și când niște țipete grozave. Unde-s lupii, urși și mistreții? Unde-s lei, zmei și balaurii? Vreau să le trag o mamă de bătaie și să înghit pe nemestecate! Așa striga nuca de răsuna pădurea și nici lupii, nici urși, nici mistreții, chiar nici lei, zmei și balaurii nu cutezau să crâgnească. Dar într-o zi veni un băiețel, se plimbă prin pădure, găsi nuca și după ce îi sparse coaja, o mâncă. Și am încălecat pe așa și v-am spus povestea nucile udăroase. Pentru mai multe videoclipuri, dați share și abonați-vă! Pe data viitoare!